Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural din România, ANTREC, a organizat recent cea de-a 17-a ediție a acordării premiilor Margareta de Aur. Cu această ocazie au fost premiați proprietarii de pensiuni și profesioniști în turism, meșteri populari, puncte gastronomice locale, asociații și organizații, sau mai exact, oameni și povești care unite definesc ospitalitatea unei destinații turistice. La manifestarea celor de la ANTREC au fost acordate premii la 6 secțiuni, printre laureate numărându-se și 2 unități turistice din județul Hunedoara. Ambele unități sunt din țara Hațegului, una dintre ele din Densuș, fiind premiată la categoria gastronomie și puncte gastronomice locale, iar cealaltă din Râul de Mori a fost laureată la secțiunea experiențe de vacanță și agrement.